Salut, traderi! Este data de 16 decembrie. Ieri avem pe grafic, pe ecran, graficul euro-dolarului. Ieri am avut o spargere clară a suportului din jurul valorii de 1.05. Paritatea euro-dolar intra de ea ajungând, atingând chiar 1.0365. În momentul de față, paritatea corectează, deci se află într-o ușoară creștere. Cum spuneam și ieri, mă aștept ca odată ce această spargere a avut loc, scăderile să continue pe termen lung și cei care vor să intre la vânzare ar putea căuta oportunități de vânzare în cazul unei retestări în jurul valorii de 1.05, 1.0520, în jurul acelei valori. De asemenea, este foarte important și cum va închide săptămâna, deci ce lumânare săptămânală vom avea. De preferat ar fi ca această lumânare să închidă în zona inferioară, deci să fie o lumânare care să ne ducă cu gândul clar la faptul că vânzătorii dețin controlul. Lira în sfârșit a spart ieri acest nivel de suport. Vedeți, s-ar fi creat și o confluență între nivelul de suport dinamic și cel orizontal. În momentul de față se află pe acest suport. Aici este o zonă de suport, deci suportul acesta și unul un pic mai jos. În cazul în care și acest suport va ceda, ceea ce mă aștept, la fel ca în cazul eurolor dolarului, după o scurtă corecție, următorul nivel de suport este acesta despre care tot am vorbit, din jurul valorii de 1.20. NZD. Și această paritate s-a oprit în acest nivel de suport. Vedeți, este și cel dat de canalul de preț și acesta orizontal. În cazul în care acest suport va ceda, următorul nivel de suport este mult mai jos, în jurul valorii de 0.66. Mai avem un suport intermediar în această zonă la 0.6870. AUD USD a avut această corecție care s-a oprit în nivelul de rezistență de la 0.75. În momentul de față se tranzacționează descendent. La fel și acesta se află în zona suportului. Ar trebui să așteptăm o corecție și apoi o revenire pe trend descendent. În cazul în care această zonă va fi spartă, următorul nivel de suport este cel din jurul valorii de 0.7170. Cam atât pentru acest video. Rămâne să vedem cum va închide săptămâna și ce decizii vom lua pentru săptămâna viitoare. Vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!